ce noapte întunecată minunată pentru a bea puțin sânge! În sfârșit m-am odihnit după 100 de ani! Și ce frumos am visat! Voi! Ce mai e și cu sunetul ăsta? Trebuie să aflu imediat! Micuță Jess, nu plânge! Trebuie să o hrăniți rapid! O să trezească toată casa! Nu-ți place nimic? Ce vrei totuși? O, și iată pe cel care nu voiam să-l trezim deloc! Dracula! Fetelor, liniște! E vecinul nostru de deasupra! A venit pentru plânsul zgomotos! Tu plângeai? Am niște sânge proaspăt pentru tine! Încearcă-l! Copiii mei au crescut cu asta! Ce? Nu? Am înțeles! Micuța Jess vrea să-i trimită pe toți la o provocare culinară! Bine ați venit la Multidu Challenge! Oare ce vrea micuța Jess? O, vrea prăjitură! Excelent! Va fi făcută, da, prieteni? Totul va fi la cel mai înalt nivel! Să începem cu aluatul pentru blatul prăjiturii mele grozav de gustoase! Trebuie să amestec făina, zahărul, laptele și un ou! Gata! Acum ingredientul secret! Siropul roșu de căpșuni! Lipicios, dulce și fierbinte! Ai crezut că e sânge? Nu, micuța Jess nu ar aprecia asta! Ei bine, gata! Acum trebuie totul amestecat până la o consistență omogenă! Turnăm totul într-o formă rotundă și lăsăm timp de 10 minute să se coace complet! Trebuie să fie perfect! Aluatul meu e gata de mult timp! Miroase incredibil! Acum trebuie să-l lăsăm să se răcească! Apoi să-l tăiem în straturi egale! Voi avea o prăjitură uimitoare! Uitați cât de egal e totul! Nici o prăjitură nu poate fi completată fără o cremă delicioasă! Acum voi unge fiecare blat cu o cantitate generoasă de cremă! Cred că tortul meu arată mai bine cu puțină culoare! Am câteva bucăți de ciocolată colorată lucrată manual! Acum o voi topi într-un vas cu apă și vă obține glazura perfectă! Arată foarte amuzant! Mai ales cuvintele tale despre cea mai bună prăjitură! Pentru tortul meu voi folosi Nutella! Dar nu una mică, una mare! Asta ar trebui să fie suficient! Hai să gustăm mai întâi! Degustarea în timpul gătitului e foarte importantă! Parcă mi-a lipsit ceva! Nu prea am gustat! O, da! Acum sigur am mâncat! Adică am gustat! Putem să gătim tortul chiar acum! Mai e un pic de Nutella la fund! Ar trebui să fie suficient! Adăugăm făină, ouă, zahăr și amestecăm totul! Gata! Acum punem totul în cuptorul cu microunde! O, găleata e prea mare! O, am o idee! Am o mână de fier aici! Ea mă va ajuta să gătesc totul rapid! Și gata! Acum îl scoatem! Decorăm cu bombonele! Și gata! Oh! Blatul meu e gata deja! Un moment! Așa! Arată-te! Wow, e uimitor! Acum îl voi felia! În părți egale! Noroc că am unghiat cuțite! Gata! Acum trebuie să ungem toate straturile cu frișcă! Dacă nu știați, vampirii adoră frișca! Așa! Întindem bine! Și acum am nevoie de câteva decorațiuni! Gata! Păianjeni, săriți pe tort! Magic! Oh, ciocolata mea s-a topit! Excelent! Arată exact cum îmi doream! Acum o turnăm într-un bol. Dar nu amestecăm! Asta e important! Și din bol o turnăm pe tortul nostru delicios! Uitați-vă cât de colorat este! Nemaipomenit!
excelent! Sunteți pregătiți? Micuță gest, torturile vin către tine! Wow, asta e uimitor! Totul arată extrem de apetisant! Cu care să începem? Să începem cu acest colac de ciocolată! Să-l tăiem! Cât de tare e! Poate gustul va fi mai bun? Încercăm! Ce groaznic! Și ce avem aici? Tortul pare foarte colorat! Vreau să gust! Delicios! Wow! Și asta ce mai e? Păianjeni? I-au scos din cămară? Să gustăm! Dar parcă e puțin înfricoșător! Arată bine! Și gustul e minunat! Dar ce am în gură? Ia! Un păianjen! Un tort înfricoșător! Acesta e câștigătorul! Mulțumesc, Jess! Ai gusturi bune! Vreau popcorn! Îmi faceți dulce-dulce! Fără probleme, Jess! Acum voi pregăti cel mai bun popcorn din viața ta! Popcornul clasic ar fi prea simplu pentru mine, cel mai genial șef de pe planetă! Voi face popcorn într-o jumătate de sferă de ciocolată! O rump bezele, apoi închidem cu cealaltă jumătate! Trebuie să adaug puțină acțiune în mâncarea mea! Am câteva artificii rămase de la anul nou! Acum să le punem în joc! Bomba mea de popcorn cu ciocolată e gata! Ua, arată complet absurd! Voi pregăti popcorn clasic, care cu siguranță îi va plăcea micuței Jess! Nu port acest candelabru degeaba! Și eu voi face popcorn din porumb! Dar cum se pot scoate boabele? Ah, da! Voi pune boabele într-o tigaie și le voi încălzi! Sper să-mi iasă un kilogram de popcorn! Voi adăuga puține Skittles și voi închide capacul! Așteptăm! Oh, oh, aud că explodează deja! E bine că am acumulat multă răbdare în cei 100 de ani de dormit! Ei bine, nu mai pot aștepta! Gata! Rupem punga! O rupem! Ești foarte gustos la interior! Cu toate acestea, tot nu înțeleg această mâncare umană! E prea grasă pentru mine! Sunt pe dietă de sânge acum! Să decorăm totul frumos în stilul meu! Așez popcornul într-un sicriu și ascund un schelet înăuntru! Asta va fi o surpriză! Apoi torn sirop de ciocolată! Gata! Măiculiță! Ce e cu zgomotul ăsta? Wow! Popcornul meu s-a pregătit în timp ce eu mă uitam pe TikTok! Cred că mi-am petrecut o oră acolo! Ai, e fierbinte! A ieșit destul de bine! Mirosul de popcorn proaspăt e minunat! Jess, încearcă mai repede! Wow, totul arată atât de minunat! Și asta ce mai e? O bombă? Sau poate... Oh! A explodat! Toată pe fața mea! Eu, cine s-a putut gândi la asta? Și asta ce mai e? Pare ciudat, dar delicios! E dulce! Ce se întâmplă? Ce fel de popcorn mai e și ăsta? Un schelet? Îngrozitor! Mi-a stricat tot apetitul! Și ăsta ce mai e? Un porumb întreg? Să încercăm? Delicios! El învinge! Felicitări! Ura! Am câștigat! Ce e cu fețele voastre? Și acum, ultima masă pe care vreau să o gust! Gogoașă! Pregătiți-vă! Sunt încă flămândă! Ascultăm și executăm, micuțu Jess! Ați auzit cu toții? Hai să începem! Șeful este gata, Miley la fel, iar Dracula pare să aibă un plan! Ce face? O, avem o cursă! De ce atât de repede? Gogoașa mea este deja gata! Cum vi se pare? Perfect! Nu înțeleg ce tocmai s-a întâmplat! Și cum a reușit Dracula să gătească atât de repede? Dar să lăsăm asta!
Nu viteza contează, ci calitatea. Îmi asum responsabilitatea calității mele și vă garantez cele mai bune gogoși din lume. Voi pregăti aluatul și apoi le voi prăji. Tocmai ce mi-au oferit un gadget nou pentru prăjit gogoși de ziua mea. Să le încercăm! Așa! Acum punem masca. Siguranța e pe primul loc. Vom avea un adevărat spectacol cu foc. Cum vi se pare asta? Iar eu voi face o gogoașă din pâine. E o pâine foarte gustoasă, așa că nu vă faceți griji, totul e sub control. Am nevoie de o formă rotundă, iar chipsurile mele preferate sunt rotunde. Așa, perfect! Și acum, să-mi aduc aminte lecțiile de karate. Senseiul meu ar trebui să fie mândru de mine. Lovitura degetului nemuritor! Mișcarea mea semnătură! Așa! Punem gogoșile pe o farfurie. Adăugăm frișcă. Și bomboane. De ce sunt cu toți atât de plictisitori? O, ce face șeful? Gogoșile ei arată grozav. Așa ceva nu se poate. Cremă roz? Wow! Am avut o idee genială! De ce ne amintesc gogoșile? Exact, de un colac de salvare! Și unde putem găsi colace de salvare? Corect, în piscină! Deci să facem o prezentare de succes în piscină! Punem bomboane colorate, adăugăm gogoașa și o punem pe Barbie! Gata! Toată lumea e atât de nepricepută! Eu știu ce le place copiilor! Monștri ca mine! Acum voi adăuga niște dinți, aripi, ochi și niște sirop de căpșuni. Gata! Arată ca mine când eram copil! Se pare că sunt cu toții gata. Să gustăm! Wow, ce gogoși frumoase! Miros atât de delicios! Vreau să încep cu astea! Nu sunt rele la gust, dar ce urmează? Oh, asta pare ciudat! Dar delicios! E dulce! Ce se întâmplă cu gogoașa mea? Arată atât de amuzant cu dinții ăștia! Seamănă cu Dracula al nostru! E foarte gustoasă! Și asta ce mai e? Wow, ce Barbie frumoasă! Asta e o gogoașă? Cu cremă atât de colorată! Trebuie să gust rapid! Magic! Gogoașa aceasta câștigă! Ha, cine e cel mai bun aici? Eu! Nimeni nu se compară cu mine! Nu, Jess! Trebuie să spui că gogoașa mea e cea mai gustoasă! Te-ai înșelat! Spune că gogoașa lui Dracula e cea mai bună! Eu te conduc! Îndreaptă-ți degetul spre gogoașa mea! La porunca contelui Dracula! E cea mai bună gogoașă din viața mea! Ați văzut? Invidiați în tăcere! Ți-a plăcut videoul? Tu ce ai vrea să-ți gătească Miley, Dracula și bucătarul? Spune-ne în comentarii! Te mai așteptăm la Multidu Challenge! Pe curând!